Bună ziua tuturor! Acest videoclip se numește Ce urmărește persoana la care voi vă gândiți? Avem trei variante. Varianta numărul 1, culoare albă, varianta numărul 2, verde și varianta numărul 3, roșie. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei cu care considerați că rezonați mai bine sau să le ascultați pe toate cele trei și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Iar eu, între timp, voi începe cu prima variantă și anume culoarea albă. Hai să vedem. Ce urmărește persoana la care voi v-ați gândit? Ce urmărește persoana la care voi v-ați gândit? Aici este posibil să vorbim despre o persoană din zodia Gemeni, Balanță, Vărsător, Capricorn. Dar nu neapărat, pot fi și alte zodii ca să nu... Eu vă spun ce mi-a să mai mult în evidență. Bun. Aici, indiferent de situația în care sunteți în legătură cu această persoană, va trebui să rămâneți ferm sau fermă pe poziție și să nu vă dați, ca să zic așa, după ce vrea și ce își dorește această persoană, indiferent despre ce este vorba și indiferent câte nazuri face. Uneori este posibil ca această persoană să facă nazuri ca de copil răsfățat. Și poate chiar este un copil răsfățat, nu un bărbat sau o femeie, da? Și trebuie să țineți cont de ceea ce este drept și corect, indiferent că îi place sau nu. Dacă nu rămâneți ferm, fermă pe poziție, să știți că veți fi învinsă de această persoană și... Cumva prin ceea ce încearcă acum această persoană să facă este pentru a vă duce pe voi cum să fiți pe mai departe. Această persoană își dorește să dețină controlul din toate punctele de vedere, își dorește să deveniți dependentă de el sau de ea, își dorește să facă cu voi tot ceea ce vrea, indiferent în ce domeniu. A văzut că până acum lucrurile nu sunt așa. Poate că voi ați început ușor-ușor să cedați. Și acum își încearcă ultima carte, cum se spune, pentru a vă duce în punctul în care își dorește. Odată ce v-a dus în punctul respectiv, nu mai este cale de întoarcere. Nu o să mai puteți, am cedat acum, dar data viitoare, dacă se va mai întâmpla, nu voi mai ceda. Să știți că veți ceda la fel. Sau poate chiar mai ușor. De asta vă spun, rămâneți ferm sau fermă pe poziție. Această persoană cumva își dorește să vă schimbe viața pentru a-i fi ei sau lui bine. Această persoană este o persoană destul de toxică pentru voi. Este o persoană cu destul de multe vicii. Este o persoană care deja v-a dezamăgit. Și să nu vă imaginați că dacă cumva în acest moment sunteți separați și vine spre voi, vă veți împăca și lucrurile vor sta mai bine. Nu. Această persoană își dorește doar ce vrea el sau ce vrea ea. Mai există posibilitatea ca voi, de dragul acestei persoane sau de dorul acestei persoane, să-i faceți un mesaj, să-l contactați. Sau să chiar să sau să îl căutați, sau să îi trimiteți un cadou, sau nu știu, ceva de acest gen. Nu e că nu-și dorește, doar că exact ce vă spuneam, e genul de om care face acele mofturi
de copil răsfățat. Și chiar dacă își dorește să primească un mesaj de la voi sau un apel telefonic sau un cadou sau orice de această natură, refuză. Dar nu refuză pentru că nu-și dorește să primească, ci refuză pentru că ori că are pretenția la ceva mai mult, ori că doar ca să vă arate vouă că poate și fără voi. Da? Deci, de asta vă spun. Ce urmărește această persoană? Urmărește să vă ducă în punctul în care își dorește el sau ea și să facă din voi ceea ce își dorește el sau ea. Să nu vă fie de mirare dacă sunteți persoane care stați mult mai bine din punct de vedere material și cumva această persoană vă pune să vindeți ceva. De exemplu, aveți o casă în plus sau aveți un pământ. Da? Să vină cu ideea să spună ce ar fi să vinzi pământul ăla și să-ți schimbi mașina. Dar de fapt, după când te duci să cumperi mașina, să o treacă pe numele lui sau a ei. Sau să vă spună ce ar fi să vinzi casa din localitatea respectivă, că oricum nu stă nimeni acolo și doar cheltuiești. Da? Dar o face doar pentru a pune mâna pe banii respectivi. Sau vă spune, a, știi, m-am gândit să treci totuși casa aia respectivă pe numele meu pentru că nu știu ce, cu ce ofertă de această natură vine. Da? Deci să nu vă fie de mirare dacă există și aceste posibilități. Și vine și cu aceste propuneri. Ideea este să nu faceți. Pentru că dacă faceți, vă spun din start, rămâneți fără bunurile respective. Dacă ați construit ceva împreună și trebuie să împărțiți, e altceva. Dar dacă sunt lucrurile voastre și această persoană încearcă într-un fel sau altul să vină ea, este bine să fiți atent, atent. De ce? Pentru că odată ce veți rămâne cu fără bunurile respective, veți rămâne și fără această persoană. Deci, de asta v-am spus, această persoană își dorește să dețină controlul în absolut tot. Acum, depinde de voi cum veți lua măsurile mai departe. Bun. Și să știți că dacă refuzați să-i dați acestei persoane ceea ce își dorește, va încerca să vă șantajeze. Și voi trece la varianta numărul 2. Hai să vedem pentru voi ce urmărește, de fapt, persoana la care voi v-ați gândit. Ce urmărește persoana la care voi v-ați gândit. Ce urmărește persoana la care voi v-ați gândit. Și aici există o oarecare parte materială, dar văd că există și iubire și asta este bine. Bun, aici mai există o situație și o să vă explic imediat despre ce este vorba. Dar ce este bine? Este bine că e un pic mai bine decât cealaltă variantă. În sensul că aici există posibilitatea, una dintre posibilități, ca voi să fiți persoane care acum ați divorțat și ați rămas cu un copil sau v-a decedat soțul sau soția și ați rămas cu un copil într-un fel sau altul sau poate că ați fost o persoană singură cu un copil de mult timp, dar a trebuit să părăsiți locul în care ați stat poate cu chirie sau în care ați stat la socrii sau ați stat poate într-un loc de unde a trebuit să plecați pentru că nu era locul vostru, nu era pe numele vostru, nu era și cumva ați fost poate sau urmează să fiți dați afară. Această persoană vă sare în ajutor, nu-i nimic de zis, vă ajută, dar să nu vă fie de mirare dacă la un moment dat între voi va interveni și acea parte de sentimental. Doar că e o parte sentimentală în care
vă simțiți bine, vă este bine, această persoană vă protejează, doar că în momentul în care vreți mai mult de atât, pentru că începeți să prindeți puteri, începeți să vă câștigați stima de sine, începeți să aveți mai mult control asupra voastră, această persoană să vă taie totul de la rădăcină și să plece. Pentru că voi, clar, veți ridica pretenții. Și atunci această persoană nu poate să vă să meargă alături de voi până la final și va pleca. Vă va părăsi. Atenție că unele dintre voi din această situație veți rămâne însărcinate și veți mai avea un copil. Și vă va fi un pic mai greu. Acum depinde de cum știți să gestionați lucrurile și cu ce veți rămâne la finalul acestei relații. Pentru cealaltă categorie dintre voi, da, aici există relație de iubire, există o relație sentimentală, există cu bune și cu rele, însă e vorba de că până la final această persoană tot va pleca de la voi. Din câte văd aici, această persoană își dorește mai mult partea de aventură, indiferent de cât timp durează această aventură. Își dorește să fiți acolo atunci când are nevoie și cam atât. Dacă această relație poate să dureze la infinit, nu îl deranjează sau nu o deranjează. Dar doar din punct de vedere amanți sau pur și simplu să fiți în un cuplu, chiar dacă niciunul dintre voi nu este căsătorit cu altcineva, asta nu înseamnă că cealaltă persoană își dorește mai mult de atât. Da, își dorește o relație, v-am spus, poate să dureze la infinit această relație, dar fără căsătorie, fără stabilitate, fără să îi puneți condiții. Asta este ce vrea această persoană. Vrea libertate din toate punctele de vedere. Acum, dacă voi vreți sau nu acest tip de relație, este cu totul și cu totul altceva. Dacă nu, nu. Dar dacă așteptați stabilitate, căsătorie și așa mai departe din partea acestei persoane, să știți că nu veți obține. Sau chiar dacă veți vă obține, veți obține într-un moment când această persoană își dă seama că altcineva nu se mai uită la el sau la ea, sau din alte puncte de vedere, poate din puncte de vedere de sănătate, poate din, dar nu pentru că, cum să zic, nu face acel pas de stabilitate, că neapărat și îl dorește, ci îl face mai mult din obligații. În rest, văd că alături de această persoană sunteți bine din punct de vedere sentimental. Că vă întâlniți, că vă plimbați, că faceți anumite lucruri împreună, da, dar nu cu stabilitate. Da? Deci asta urmărește această persoană, să se distreze, să se simtă bine, dar să nu facă nimic concret. Și am să trec și la varianta numărul 3 și anume culoarea roșie. Hai să vedem. Și pentru cei de la culoarea roșie, ce urmărește această persoană la care voi v-ați gândit? Wow! Aici totuși se finalizează cu o căsătorie. Ceea ce este foarte bine. Chiar dacă nu este o căsătorie, dar cel puțin o mutare împreună există. Doar că, de ce spuneam doar o mutare împreună? Pentru că este posibil că această persoană deja să fie angajată într-o altă relație, adică căsătorită cu altcineva și până să obțină divorțul durează destul de mult pentru că această persoană îi pune bețe în rate. Dar asta nu înseamnă că această persoană nu vă iubește. Voi sunteți suflete gemene sau poate chiar suflete pereche și oarecum sunteți destinați unul altuia în această viață. Această persoană este posibil uneori să dea dovadă de a veni spre voi sau a merge spre persoana cu care este căsătorită, dar în final va rămâne alături de voi.
Atenție doar, aici este bine să faceți niște sfaturi de protecție pe care, dacă mă urmăriți, știți că le găsiți în playlist-ul de la mine. Este bine să le faceți în orice perioadă a anului, nu doar într-o anumită perioadă, că să aprinzi o lumânărică albă și înconjurată de sare, cu sare, nu este un lucru rău și nu este un lucru de, ieftin, este un lucru pe care îl puteți face zi de zi sau măcar o dată pe săptămână pentru a vă proteja relația dacă într-adevăr vă doriți această relație. Pentru că persoana cu care este căsătorită, este posibil să apeleze la tot felul de lucruri sau este genul de persoană care apelează la tarot destul de des și nu în sens pozitiv. Da? Una este că vrei, cu toate că această persoană, atunci când se afișează în fața lumii, dă dovadă de a fi o persoană wow, foarte credincioasă și foarte evlavioasă și nu crede în tarot și nu crede în toate lucrurile astea. Dar de fapt ea se folosește de ele și se folosește într-un mod negativ. De asta v-am spus, încercați să vă protejați oarecum. De multe ori se poate întâmpla să vi se întâmplă anumite lucruri puțin mai negative și să nu înțelegeți de ce. Poate să fie o simplă ceartă cu el sau cu ea și să nu înțelegeți de ce v-ați certat din nimic. Da? Din cauza asta se întâmplă lucrurile astea. De asta vă spun, încercați să faceți aceste sfaturi de protecție și o să vedeți că lucrurile se așează. Da? Dar depinde de fiecare dintre voi. Să știți că doar să faceți sfaturile nu este suficient dacă voi nu credeți în ele. Nu este suficient dacă voi faceți lucrurile exact pe dos. Aici, să știți că și tarotul. Da, tarotul vă poate spune, vezi că trebuie să faci așa sau vezi că ar trebui să faci invers. Dar dacă voi nu ascultați și faceți lucrurile exact pe dos, de exemplu, eu v-am spus să aprindeți o lumânare înconjurată cu sare ca și protecție, dar voi apelați la alte lucruri care nu sunt ok, atunci e clar că degeaba faceți voi și lumânărica cu sare dacă faceți și alte tâmpenii. Da? Deci, mare atenție în ceea ce faceți și asta. Pentru că lucrurile pot fi în favoarea voastră sau în defavoarea voastră dacă nu urmați niște pași clari și concreți. Sau, tarotul vă poate spune, da, persoana asta vine spre voi, vrea o stabilitate alături de voi, dar după aia voi plecați cu altă persoană să beți o cafea, da? Deci, un pic de atenție, pentru că puteți încurca lucrurile. Iar aici cineva le încurcă. Da? Ok. Cam astea au fost informațiile și pentru voi cei de la varianta numărul 3. Eu sper că au fost informații utile și să auzim doar de bine. Vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!